Bine ai venit pe canalul nostru! Dacă îți place ce facem, te așteptăm cu o apreciere și un subscribe! Un nou bebeluș în familia Mireasa Doi foști concurenți au devenit părinți pentru prima dată. Doi foști concurenți trăiesc momente unice de când au devenit părinți pentru prima dată. Fosta concurentă a născut în urmă cu câteva zile, dar abia de curând, ea și soțul ei au postat primele imagini cu fiul lor, au format unul dintre cele mai apreciate cupluri din Casa Mireasa și au rămas printre preferații fanilor și după ce s-a terminat competiția. Alina și Valentin, foștii concurenți ai emisiunii matrimoniale din sezonul 5, căci despre ei este vorba, trăiesc cea mai frumoasă perioadă din viața de cuplu, după ce au devenit părinți pentru prima dată. Alina și Valentin de la Mireasa se gândeau de când erau în Casa Mireasa la momentul în care vor forma o familie, ceea ce s-a și întâmplat între timp s-au căsătorit religios în vara lui 2023, la scurt timp după ce au dezvăluit că vor avea un copil. Cei doi au devenit părinți pentru prima dată, asta după ce Alina a adus pe lume un băiețel. Fosta concurentă a născut în urmă cu câteva zile, dar a postat de curând primele imagini alături de fiul lor de ziua de naștere a soțului ei. Pe Facebook, Alina și Valentin au distribuit un videoclip emoționant, ce cuprinde trei momente importante, atunci când fostul concurent a aflat că va deveni tată la petrecerea organizată de ziua de naștere a Alinei. Câteva imagini cu cei doi de când tânăra era însărcinată și, evident, cea mai așteptată parte, primele momente alături de primul copil. Ce foști concurenți le-au fost alături celor doi la cununia religioasă. Ziua de 9 august 2023 a fost cu totul specială pentru Alina și Valentin din sezonul 5, asta după ce s-au căsătorit religios. Evenimentul a avut loc în Orhei, Republica Moldova, țara natală a fostei concurente. Pe lângă familia și oamenii apropiați celor doi, la petrecerea de după cununia religioasă, au fost prezenți și foști concurenți din același sezon, cu care Alina și Valentin țin legătura și în prezent, printre care Iana, dar și Sabrina și Perneș care, la momentul respectiv, nu s-au afișat împreună.